Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la TV8 într-o nouă ediție specială live în care ascultăm apelurile dumneavoastră telefonice, citim mesajele text pe care le-ați transmis de ieri până astăzi, mai cu seamă cele din ultimele ore. Ediția asta specială vine la foarte scurt timp după anunțul făcut de Partidul Democrat că se retrage de la guvernare, acceptă demisia guvernului Filip. Mesajul este oarecum neclar încă. Așteptăm ediția specială cu Natalia Morar de la ora 19:45, la care va discuta cu analiști despre semnificația acestui anunț făcut de democrați. Acum însă vrem să auzim opinia dumneavoastră despre ultimele evenimente din Republica Moldova, despre ce credeți dumneavoastră că se întâmplă astăzi la Chișinău. Contactați-ne la numărul afișat pe ecran, numărul pe care ne-ați sunat și în ultimele zile. Avem primul apel telefonic. Bună seara, sunteți la TV8. Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Mă numesc doamna Angela, din satul Florien. Îmi pare bine că s-a înnecat corabia. Și tărăcanuri, cum buzgane, au fugit. Dar vrem ca pe Plahotniuc să-l prindă și să-l aresteze, să nu mai iasă din pușcării, că nu știe cum lumea nevoită, cum o trăit, el trăie în bine. Și vreau ca să îi mulțumesc mama lui Andrei Năstase că are un ficior să mândrească cu el. El ne-a scos țara din toată nevoia. Și doamna Maia, să le dăie Dumnezeu sănătate, să-i păzească și de toate cele rele. Vă mulțumesc și la revedere! Vă mulțumim mult pentru apelul telefonic. Încurajez diaspora să ne contacteze. Sunați-ne pe Signal dacă vreți și dacă aveți să ne transmiteți un mesaj. De asemenea, încurajăm și, așa cum am făcut-o din toate aceste zile de până acum, funcționari, oameni care lucrează în instituțiile de drept, instituțiile de forță, să ne sună și să ne spună ce se întâmplă acum acolo. Acum cred că aveți mai multă libertate în a vorbi. Avem un nou apel telefonic. Bună seara, sunteți la TVO, vă ascultăm. Alo. Alo, vă rugăm mult să faceți, să dați mai încet televizorul ca să ne putem auzi la telefon. Alo. Alo. Bună Alo. Seara, ne auziți? Sunteți la TV. Bună seara. Vorbiți cu doamna de la televizionul, de la programul... Da, sunt Mariana Rață, vă ascult, sunteți la TV8. Vorbiți. Am o bucurie că s-a căzut Partidul Democrat și vreau să vă spun că ei n-or să le în pace guvernul după cum a declarat Ciobotar. Eu am o impresie și am înțeles așa că el n-ar să dăie voie, ei n-or să cedeze cum trebuie. Ei încă țin în mână toată puterea. Ei încă țin în mână, eu cum am înțeles, s-o femeie de la țară. N-am studii așa mari, dar după cum ei procedează, după cum ei au vorbit, n-ați fi bine la noi. N-ați să dăi voi la nou guvern și nou parlament să lucreze în liniște. N-ați să le dăi voi. După cum înțeleg eu, mă cheamă Maria și vreau să felicit și vreau să-i spun domnul Andrei Năstas că e un om curajos și lui doamna Maia Sandu și să se păzească de oligarhi. Vă mulțumim mult pentru mesaj și pentru opinia exprimată. Așteptăm un nou apel telefonic. Până când ne contactează o nouă persoană, am să citesc din mesajele care au venit la noi în ultimele zile, de fapt în ultima zi. În Dondușești se fac fără de legi de către președintele Raionului, tovarășul Lesnic. El face liste prin toate instituțiile statului pentru a trimite oameni la schimb în corturile manifestanților care stau în corturi la Chișinău contra cost, 50 de euro și hrăniți de 3 ori pe zi. Un alt mesaj. Cum vom soluționa situația în care duminică grupul Țuțu va provoca mulțimea ca apoi să aibă motiv să folosească mașinile date de Erdogan? Este un mesaj pe care l-am citit și ieri. Avem un nou apel telefonic. Bună seara, sunteți la TVO, vă ascultăm. Bună seara!
Alo? Da, puteți vorbi, sunteți la TV8. Alo? Da, sunteți... Bună seara, doamna Mariana. Bună seara. Vorbiți, sunteți în emisie directă. Îmi spune Iurie. Dați, vă rog, televizorul un pic mai încet ca să ne auzim la microfon, la telefon. Un pic mai încet dați televizorul. Da, o clipă, vă rog, două secunde. Domnul acela că în 2015 am deconspirat o escrocherie executată de persoanele afiliate Partidul Democrat în sumă de peste 12 milioane de lei. Da. Vă ascultăm, vorbiți. Pentru acest fapt am fost plasat la Pinciar 13, în subsolul Pinciar 13, pentru 75 de zile. Așa. Dați televizorul un pic mai încet, pentru că dumneavoastră... Ulterior am fost eliberat cu condiția de a nu... Dați, vă rog, televizorul mai încet, altfel nu putem discuta. De a nu face... Dați un pic mai încet această, televizorul, vă rugăm frumos, nu putem să discutăm. Informația privitor la escrocherie eliberat. Am dat cât posibil... Da, s-a întrerupt legătura telefonică. Am să rog toți telespectatorii care ne contactează telefonic. Dați televizorul mai încet ca să ne putem auzi la televizor, altfel se la telefon, altfel se face microfonie. Un nou apel telefonic. Bună seara, sunteți la TV8, vă ascultăm. Chestii mei, ia izbilț. Sunt moldoveancă. Русскоязычная. Асе, мы тема Маргарета. Буначара. Буначара, вау, скультам. Ден суфлит сусын пи Андрей Настаси. Ден тот суфлит. Сидей Думезо с Анатати. Сидей Думезо кураж. Он выстрадал эту победу. Желаю ему успехов. Убрать власть этих паршивцев, этих негодяев, этих безграмотных, этих предельщиков, перебежчиков, Витюка, Сырву и им подобным. Haideți să respectăm un pic persoanele, un pic de respect, să nu-i numim în tot felul, pentru că riscăm să fim dați în judecată. Я хочу сказать так, ни одна власть не сделает всех сразу счастливыми. Но закон превыше всего для каждого. И еще хочу спросить. Есть много стран в Европе, в Азии, в Сингапуре, Японии, скандинавские страны. Скажите, готов ли наш народ подчиняться закону, как в Европе, как в Германии? Да. Вам уцумим? Нам нужна демократия. И она будет демократия. Но что с ней делать? Может, Георгий не знает. Развал СССР – это тоже своего рода демократия. И оказалось, все директора, все парторги и прочие клопы стали хозяевами материальных ценностей. А инженеры, ученые, врачи, учителя пошли по миру. Вернуть миллиард – это главное. И второе – воспитать этот народ. Потому что не каждый может сегодня увидеть и услышать, и понять, что происходит. Масса людей говорят, что им да. не надо мульцумим, политика. Они не интересуются pentru... политикой. Vă mulțumim mult pentru apelul telefonic. Spasibo amintim... vam большое. Spasibo. Da. Vă mulțumim și noi dumneavoastră. Vă amintim că la orele 17:30, Partidul Democrat și-a anunțat decizia după ce a convocat în această dimineață Consiliul Național Politic. Decizia Partidului Democrat a fost de a se... Decizia lor a fost de a se retrage de la guvernare. Iar ca să revedem momentele, am să rog regia să pună pe post de această conferință, acest briefing de presă susținut de democrați. Așa, și bine v-am găsit. Astăzi a avut loc Consiliul Național Politic al PDM. Unde am discutat despre situația din țară și posibilele soluții pentru ieșire din criză. S-a luat act de refuzul celorlalte partide de a accepta dialogul pentru identificarea soluțiilor legate de soluționarea crizei politice, constituționale
și instituționale. PDM a fost pregătit în aceste discuții să ofere soluții juridice pentru ca partidele care au constituit alianța politică să poată prelua în mod legal conducerea guvernului. Avem soluții juridice pentru aceasta și pentru ca binomul PSRM acum să poată prelua guvernarea legal, să iasă din ilegalitate în care se află acum. În aceste condiții, având în vedere lipsa deschiderii spre dialog a partidelor parlamentare, dar în același timp de a debloca criza în care se află țara, PDM a decis retragerea de la guvernare prin demisia guvernului. Aceasta este singura modalitate legală prin care se poate face acest lucru în situația juridică în care ne aflăm. Astfel, prim-ministru și toți miniștrii urmează să demisioneze începând cu ziua de astăzi. Decizia noastră are efect politic, va rezolva parțial blocajul politic în care noi ne aflăm și va fi un semnal clar că PDM nu se ține de putere, lucru pe care noi îl vorbim de altfel de mai multe zile. Însă decizia noastră de astăzi nu va soluționa în niciun fel problema blocajului juridic și instituțional în care țara se află. În aceste condiții, sarcina preluării în legalitate a guvernării rămâne a fi rezolvată de binomul PSRM acum, creat de Igor Dodon și partidele așa zise deja pro-europene, cum le-a numit foarte interesant și sugestiv președintele Federației Ruse, care a salutat crearea acestui binom. Am fi dorit să luăm decizii pentru care guvernarea să poată fi preluată legal. Însă din cauza refuzului la dialog, nu s-au putut găsi aceste compromisuri, care puteau rezolva întreaga criză în care ne-am pomenit. Indiferent ce soluții se vor găsi în continuare, câtă vreme avem deciziile Curții Constituționale în vigoare, guvernul care se va instala va funcționa ilegal. Am revenit în studio. În câteva minute vom avea reacții și de la Parlament, acolo unde se află prim-ministru Maia Sandu. La ora 18 și 30 de minute aceasta a anunțat că va susține o conferință de presă. Suntem în continuare în așteptarea apelurilor dumneavoastră telefonice ca să discutăm despre ultimele evenimente care s-au produs la Chișinău. Între timp am să mai citesc din mesajele care au venit de la dumneavoastră. Multe dintre aceste mesaje vorbeau despre faptul cum sunt aduși oamenii la Chișinău, forțați sau plătiți să vină în capitală și să stea la protest din fața instituțiilor de stat. Am văzut în urmă cu câteva clipe că din fața mai multor instituții publice au fost ridicate corturile, protestatarii au plecat acasă, așa cum au venit, fără niciun fel de explicație, așa cum nu au spus nici până acum de ce au venit acolo să stea și împotriva cui sau a ce protestau, așa au și plecat, în liniște, tăcere, ca la un ordin imediat ce Partidul Democrat și-a făcut publică decizia. Avem primul apel telefonic după briefingul pe care l-am dat în reluare. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în emisie live la TV8. Bună seara! Eu mă numesc Valeriu din Glodeni. Bună seara, domnul Valeriu, vă ascultăm. Eu am o rugăminte tare mare. Eu din partea la toți bolnavii care de la Institutul Oncologic de acolo care se primeau astea gratuite pastile. De când a intrat doamna asta, nu știu dacă se merită să zicem doamna Silvia. Da. Of, doamne. De mai două ori noi nu primim pastile gratuite. Ne trimit la
ofra asta la, la comerciale, la aptești comerciale. Am înțeles, vă mulțumim mult că ne-ați sesizat. Sperăm că noul ministru al sănătății aude acest mesaj. Poate că e scris și doamnei ministre noi despre această problemă ca să caute o soluție, să vadă ce s-a întâmplat și dacă pot din nou primi bolnavii de la Spitalul Oncologiei pastile gratuite. Alt apel telefonic. Bună seara, sunteți la TVO, vă ascultăm. Alo? Da, sunteți în emisie directă la TV8. Vorbiți. Aha, bună seara. Mă numesc Elena și sunt din Chișinău. Felicitări la toată lumea cu victoria guvernului Maia Sandu. Aș dori să mă adresez noului guvern al Moldovei, care a luat astăzi o victorie istorică pentru Republica noastră. După cum știm că guvernul vechi a dat demisia și eu cred că e timpul de a curăți toate instituțiile guvernamentale, nu doar Curtea Constituțională, de corupționarii și colaboranții PDM și eu sper că ei vor reuși în curând. Mulțumesc mult! Dar dumneavoastră credeți că au plecat democrații de la putere? Pleacă așa de ușor? Care este opinia dumneavoastră personală? Asta și am vrut să spun, că se vede din briefingul care a fost nu de mult, că ei nu vor da, nu se vor da așa bătuți și eu cred că e timpul să facă o dacă curățenie în instituțiile cu Jizan, cu toți soldații ăștia care stau de la PDN și la procuratură și la poliție. Eu cred că e timpul să facă ordine acolo. Vă mulțumim mult pentru apelul telefonic. Așteptăm un nou apel telefonic dacă avem. Rog regia să-mi spune dacă mai este un nou apel telefonic. Este un apel. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți la TV8. Bună seara. Bună ziua. Da, vă ascultăm. Sunteți în emisie live la TV8. Toate zilele ce s-am stat cu ochii pe dumneavoastră, suntem de la Ungheni. Vreau să vă spun că ne bucurăm foarte mult pentru cei ce am învins toți împreună. Aici vreau să remarc încă un singur lucru. La PD sunt și oameni buni. Noi am fost nevoiți ca să mergem în rând cu ei. Și astăzi avem emoții mari, chiar suntem aici mai mulți colegi, am strigat un ura, cred că din toate puterile noastre și sperăm că cei ce am făcut astăzi o să rămâie în istorie. Un lucru vrem, ca cei de sus aplece apoi urechea la cei de jos. În fiecare raion, în fiecare sat, în fiecare comună, sunt câte 2-3 de cei care oamenii au avut frică, au avut teamă să-și spună păsul lor. Și le dorim într-un ceas bun cei ce au făcut. Da, acum nu mai simțiți frică? Acum nu mai simțiți această frică? Ce s-a schimbat? Sincer să vă spunem, încă tremurăm. Încă tremurăm, de ce? Fiindcă ne frică să nu mai vină iarăși un val. Fiindcă mi s-au mai spus că o să vedeți ce o să fie peste o săptămână. Și iarăși în continuare același lucru. Dar sperăm că nu o să fie așa. Totuși noi sperăm. Am 3 copii și de 28 de ani tot le spun că o să fie bine. O să fie bine. Sunt plecați peste hotare. Astăzi cu un ura mare le-am sunat și le-am spus. A căzut regimul. Fetele au să dea Domnul să fie în așa, să fie așa, să nu fie mai rău. Dar sper că o să fie bine. Măcar și atunci când voi fi o pensionieră, poate măcar atunci va fi bine în țară la noi. Fiindcă țara noastră are oameni buni. Avem tineri frumoși, avem oameni frumoși, avem de toate generații oameni de tot felul și sperăm să fie bine. Vă mulțumim mult pentru apelul telefonic și pentru mesajul transmis. Sperăm cât mai rapid și alți funcționari și alți bugetari să simtă că scapă de frică. Avem un nou apel telefonic. Sunteți la TV8. Vă ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Vorbiți! Ascultați, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să ne așteptăm la ceva încă. Ceva să fie. Ascultați, trebuie să fim atenți. Dați, vă rog, televizorul un pic mai încet și discutăm la telefon. Da. Da, vă rog. Spuneți. Vă mai spun o dată. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.
să fim atenți, ei trebuie să facă încă ceva, ori să facă ceva că noi care noi încă nu știm. Am înțeles. Asta trebuiește. Am înțeles, trebuie vă mulțumim mult pentru avertizare. Mai este un nou apel telefonic. Bună seara, vă ascultăm, sunteți la TV8. Spuneți Alo? Ce gândiți. Bună seara. Noi vă ascultăm. Vorbiți, vă rog. A închis. Între timp, citim de mesajele pe care le-am primit în ultimele ore, creați detașamente împuternicite pentru controlul aeroportului, arterelor de transport principale legate de vămi, verificați băncile. Trebuie să precizez că astăzi am primit și eu un mesaj din partea unor surse de la aeroport care ne-au comunicat că astăzi, mai ales după masă, spre Chișinău și dinspre Chișinău a zburat mai multe curse charter. Astăzi se mai așteaptă să vină curse charter care, nu știu, probabil să ia pe cineva sau ceva de aici și să transporte din Chișinău. Așa încât lucrurile cumva se confirmă. Un nou apel telefonic. Bună seara, vă ascultăm la TV8. Bună seara, Mariana. Bună seara, dragi telespectatori. Vreau să felicit cu această zi istorică toți cetățenii Republicii Moldova, să felicit pe doamna Sandu cu noua funcție, pe domnul Năstase. Vreau să-l doresc mult sănătate, mult putere, să nu ne dezamăgească, să trăim același sentiment ca din 2009, dar totuși știm ce s-a întâmplat în 2009 și nu ne dorim să fie tot așa. Cred că democrația a fost presată, de aia și-au plecat la guvernare, n-au plecat de bună voie și nu erau să plece de bună voie. Dar credeți că au plecat? Dumneavoastră credeți că ei au plecat? Cred că deja da. Deja da, cu demisia guvernului. Nu cred că mai au toate pârghiile care le aveau până acum. Cel puțin un pic le-a slăbit din putere și să mai taie caracații, să un pic. Câte un picior, sperăm că va fi bine și la noi. Am înțeles, vă mulțumim mult. Bine va fi atunci când cetățenii vor fi prudenți și vor sta cu ochii pe guvernare, indiferent cine se află la guvernare, vă sunt dragi sau nu cei care guvernează, ei vor fi buni și vor gestiona corect treburile în țară, numai atunci când vom fi foarte atenți la ei și le vom da peste mâini când vor face greșeli. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, sper că deja cu briefingul care va fi susținut de Maia Sandu, prim-ministru a Republicii Moldova, publicitate. Am revenit în emisie, într-o ediție specială la TV8, la care ascultăm apelurile dumneavoastră telefonice. Este un nou apel telefonic din Irlanda. Cine ne-a telefonat din Irlanda, vă rugăm să reveniți cu apelul telefonic. Suntem foarte curioși să aflăm ce cred cei din diasporă despre ceea ce se întâmplă în ultimele zile la Chișinău. Precizăm că evenimentele se precipită, se întâmplă unul peste altul, nici nu reușim foarte bine să reacționăm la ele. Alt apel telefonic avem. Bună seara, sunteți la TV8, vă ascultăm. Mă numesc Mărza Coltin. Da, vă ascultăm. Și aș dori ca nimeni să nu plece din țara asta, din cei care au hoțit, s-au părtat rău cu toată populația noastră. Noi suntem pentru libertate, pentru bunăstare și regimul plăhotnic trebuie scadă. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi pentru mesaj. Un nou apel telefonic avem? Nu avem, deocamdată. Suntem acum se începe un briefing al lui Igor Dodon. Vă propun să urmărim ce declarații va face președintele Republicii Moldova. Scut înfrângerea. Este o victorie, dar nu este victorie finală. Aceasta nu trebuie să ne liniștească pe nimeni. În primul rând, nu poate demisiona guvernul Filip, pentru că el nu mai este în funcție de pe data de 8 iunie.
Constituția Republicii Moldova spune foarte clar, în momentul când a fost ales un nou guvern, mandatul fostului guvern se finalizează. Guvernul Filip a plecat în istorie împreună cu toți miniștrii de pe data de 8 iunie. Și pe data de 8 iunie până în ziua de astăzi, ei, ilegal, stăteau în funcție, uzurpând puterea în stat. Aceasta este primul. Doi, soluția juridică despre care ei vorbesc. Parlamentul Republicii Moldova, săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii, a spus foarte clar că Curtea Constituțională uzurpează puterea în stat. Este declarația Parlamentului. Soluția juridică se găsește foarte simplu. Este poziția comunității internaționale, este poziția marii majorități a cetățenilor Republicii Moldova, care acum ne privesc și se bucură. Și eu vreau încă o dată să vă spun, sincer, vă felicit, stimați concetățeni, că noi toți împreună, toți, prin verticalitate, prin faptul că nu ne-am dat șantajați, prin faptul că am fost fieri pe poziții, noi am ajuns la această victorie. Uzurpatorii au recunoscut înfrângerea. Acum tot ce fac ei cu soluții juridice, nu știu ce, este vorba în limba rusă. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Но ничего шанс. Я хочу самоадресеться по рынду. В первую очередь, жудикаторилор курсы конституционали. Pentru a fi mai simplu, convocați-vă de urgență și revedeți hotărârile nelegitime din data de 7, 8 și ce mai urmat, 9 și așa mai departe. Aceste hotărâri pot fi revizuite. Este calea cea mai simplă și cea mai rapidă. Se convoacă Curtea Constituțională astăzi și eu vă sugerez membrilor Curții Constituționale, dacă mai aveți obraz ceva și sfânt în voi, gata, Plăhătniuc nu-i. PD nu-i. N-are cine să vă sperie. N-au cu ce vă șantaja. Convocați-vă și revizuiți-vă hotărârile Curții Constituționale, pentru ca să... Cel mai simplu să fie. Dacă nu, atunci eu o să rog Parlamentul și Guvernul în regim de urgență în următoarele zile să convoace și să propună alți membri a Curții Constituționale din partea Parlamentului 2, din partea Guvernului 2 și procedura cum este. Mai departe. Mă adresez conducătorilor diferitor instituții care sunt subordonate sub Parlament. Procuror general, șef la CNA, dați-vă demisia. Dați-vă demisia de onoare. Nu o să înțelegeți că nu o să puteți fiți în funcții în continuare mai departe. Dați-vă demisia, o să fie mai simplu. Să numim un procuror normal, să numim un șef la CNA normal și să mergem înainte. Angajaților instituțiilor de stat, ministerii, va veni doamna Sandu, va spune mesajul, dar eu vreau să vă rog să asigurați funcționarea ministerilor acum, să nu să organizeze intenționat de către PD vreun blocaj. Sunt servicii de urgență, sunt spital, sunt o mulțime de lucruri care trebuie să asigurăm buna funcționare. Și aș sugera noului guvern, domnii Maia Sandu, miniștrilor, ca începând cu ziua de mâine, să meargă în ministerie, să meargă în guvern, să-și ocupe locurile de muncă. Pentru ca să înceapă activitatea. Nu avem când să așteptăm. Dacă puteți, azi duceți-vă. Așa, de lucru mult, după dânsă și de lucru foarte mult. Eu înțeleg de ce i-au ținut 7 zile. 7 zile a durat. 7 zile. Unii spun că e puțin, că în alte țări a durat mai mult. Dar în aceste 7 zile lor le-au trebuit ca să scoată ce mai aveau pe aici banii, ca să ascundă materialele care cred ei că ar putea să-i compromită, toate materialele lasă urme. Și o să ne clarificăm fiecare parte. Eu vă mulțumesc, o zi bună și ofer posibilitatea să vină cu mesaje. Doamna, я скажу пару слов на русском. Если можно, я скажу пару слов на русском, потому что здесь есть наши коллеги из других стран. Сегодня правительство, которое ушло в отставку еще неделю назад, 8 июня, признало свое поражение. Практически Плохотнюк и Демократическая партия признали свое поражение. Это символичная, но важная победа всего молдавского народа. Нам нужно сейчас в срочном порядке, чтобы новое правительство, новые министры вошли
свои кабинеты и начали работать. Работы очень-очень много. На следующей неделе, с понедельника, нужно созвать заседание парламента и принять срочно те законы, которые нужны для развития экономики, для решения социальных проблем. И двигаться дальше. Я уверен, что все у этого правительства, все у нас вместе получится. Спасибо. Вам удачи. Am revenit în emisie. Urmează și declarații ale prim-ministrului Maia Sandu. Imediat ce vor fi aceste declarații, le vom transmite live. Noi însă continuăm ediția specială. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice ca să discutăm despre ultimele evenimente produse la Chișinău. Dacă eventual să ne spuneți dacă veți mai ieși la protestul de duminică, în cazul în care acesta va avea loc. Între timp am să mai citesc din mesajele text care au venit în ultimele zile la noi. Susținem în totalitate noul guvern investit și acțiunile președintelui țării. Din Ocnița, toți reprezentanții PD-ului aleargă disperați. Se organizează transportarea bugetarilor din comunele unde PD-ul este la cârmă primăriilor și din serviciile desconcentrate ale raionului. Avem un nou apel telefonic. Bună seara, sunteți la TV8. Vă ascultăm. Alo. Bună seara. Vă rog să vă prezentați. Bună seara. Ceea ce eu vreau să spun este că mi este foarte frică pentru faptul că acei oameni care vor să iasă în piață poi mâine, într-un marș pașnic, ar putea să sufere foarte mult, pentru că foarte bine știm cine sunt PD, ce pot PD, de ce sunt în stare, și eu vreau să rog foarte mult toată lumea care o să iasă să aibă foarte mare grijă, pentru că mi este foarte frică de ceea ce poate fi. Sper să greșesc, dar știind de ce sunt în stare acești oameni, sincer, mi este foarte frică. Știți ce vreau să mai spun este că fiind studentă în această țară, depunând atâta efort în această țară, vreau să muncesc acasă, nu vreau să plec, iar astăzi, după ceea ce a fost, după ce PD, practic, aș vrea să spun că a plecat, pot să zic că astăzi vreau să muncesc la mine acasă, în țara mea, pentru oamenii mei și pentru familia mea și pentru toată lumea din această țară. Mersi foarte mult! Vă mulțumim și noi pentru mesajul pe care l-ați transmis, unul foarte optimist. Acum avem un briefing de presă susținut de Pavel Filip din clădirea guvernului. Haideți să urmărim ce declarații face Pavel Filip. Stimați colegi, dragi prieteni, v-am invitat astăzi aici, în primul rând, ca să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Pentru că ați avut încredere că putem schimba lucrurile în Republica Moldova și pentru că am schimbat o parte din ele. Am venit la guvern într-o perioadă deloc ușoară, cu o imensă gaură la buget, lăsată de criza politică și problemele din sistemul bancar. Au fost situații de criză, am muncit zi și noapte pentru a stabiliza sistemul bancar, am obținut un acord cu Fondul Monetar Internațional și am asigurat o creștere economică constantă. Am fost în situație să luptăm cu intemperiile, ninsorile din aprilie 2017 ne-au arătat că putem gestiona eficient o situație de criză și ne putem proteja cetățenii. Am reușit să promovăm reforme importante și complicate, cum sunt reforma guvernului, reforma pensiilor, reforma fiscală sau reforma salarizării. Lăsăm în urmă
și programe de care chiar suntem mândri. Drumuri bune, prima casă, salarii mai mari, pensii majorate, subvenții în agricultură. Pentru toate, banii sunt prevăzuți în buget și în continuare, de asta ne-am asigurat. Și sper că următorul guvern va păstra și va continua aceste programe. Știu deja că vor veni acuzații despre moșteniri. Firească, deși întârziată. Ca să fie clar, nu există demisie a unui guvern care nu există. Guvernul Filip nu mai există din 8 iunie 2019. Acțiunile abuzive dictate de Plahotniuc, blocarea instituțiilor statului, șantajul și amenințările cetățenilor, subordonarea câtorva șefi de instituții care au dat indicații ilegale propriilor angajați, utilizarea structurilor paramilitare pentru a crea o stare de frică în societate, agresarea reprezentanților presei, nerecunoașterea noului guvern învestit și emiterea unor hotărâri ilegale sunt acțiuni care nu vor rămâne nepedepsite. După ce ani întregi a terorizat toată țara, Plahotniuc și câțiva din anturajul lui au vrut să nimicească orice urmă de democrație, ținând în captivitate o țară întreagă timp de 7 zile, inclusiv proprii membri de partid, pentru securitatea unui singur om, Plahotniuc. În foarte scurt timp, justiția independentă va aplica sancțiunile corespunzătoare, conform literei și spiritului legii, pentru cetățeanul Plahotniuc și cei care au încălcat prevederile legale, subordonându-i se direct. Sperăm că decizia Partidului Democrat este una asumată și sinceră și nu reprezintă o capcană prin care își rezervă timp pentru pregătirea de acțiuni subversive. În acest sens, pentru a demonstra că Partidul Democrat își asumă rolul de partid de opoziție, fără blocaje și acțiuni ce ar periclita funcționarea administrației publice centrale, le solicităm conducătorii PD-ului să retragă toate forțele paramilitare și toate persoanele din jurul instituțiilor publice. Să renunțe la orice manifestație publică pentru a evita conflicte și situații violente. Să înceteze imediat terorizarea funcționarilor publici și să nu mai dea indicații ilegale. Judecătorii Curții Constituționale să-și revizuiască toate actele neconstituționale din perioada 7-9 iunie și să-și dea demisia în corpore. Procurorul General Eduard Harungen să-și dea demisia imediat. Dragi cetățeni, vă mulțumesc pentru curajul dumneavoastră, pentru că ați fost alături în aceste zile și ați crezut în noi. Această victorie este a dumneavoastră. Ați rezistat presiunilor, ați mers înainte în ciuda tuturor obstacolelor. Ați luptat neîncetat pentru dreptate și respect. În sfârșit, am câștigat în fața răului. Vă mulțumesc că în aceste zile ați păstrat o atitudine calmă, ne-ați urmărit, ați distribuit mesajele noastre, ne-ați încurajat să mergem înainte. Sunt onorată să fiu prim-ministrul acestei țări. Sunt onorată să fiu prim-ministrul dumneavoastră. I have a message to the entire world. Moldova is finally free. And we would like to thank everybody who helped us in these difficult times. Vă mulțumesc! Cum credeți, ce e făcut de democrație această decizie? Poporul, cetățenii Republicii Moldova, care au rezistat, cărora nu le-a fost frică, care au avut și au în continuare o mare dorință de libertate, de democrație. Lupta oamenilor, indiferent dacă au fost ziariști, dacă au fost primari, administrație publică locală, simpli cetățeni care au ieșit în piață, ani de-a rândul, toate aceste lucruri au demonstrat
le-au demonstrat celor care au încercat să preia puterea forțat că trebuie să plece. La moment nu s-a schimbat decizia. Dacă o să credem că e necesar să procedăm altfel, o să informăm. Dar pentru moment toate lucrurile rămân în vigoare. Când urmați să mergeți la Chile? Chiar mâine o să anunț o ședință, sau o să anunț astăzi, probabil, o ședință operativă pentru mâine. Domnul președinte, spune victorii simbolică. Ce-a urmat? În continuare va urma o luptă, o muncă, să zicem mai bine zis, o muncă grea, în care trebuie să ne implicăm cu toții. Avem de curățat instituții ale statului, avem de consolidat independența acestor instituții, avem de crescut profesionalismul acestor instituții, astfel încât niciodată să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat cu acest regim sau în cadrul acestui regim. Ca nimeni să nu poată să mai atenteze la independența statului nostru, la independența instituțiilor noastre. The new elections, if they are going to happen, are going to be decided by the parliament, by the current parliament, which is legal, and if these elections are going to happen, they are going to be free and fair, organized by us based on the proportional electoral system. And you know that the parliament recently adopted in the first reading the new electoral system, taking into account the suggestion of the Venice Commission. But that's not the decision of the Democratic Party now. It's going to be the decision of the parliament. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult și vă urez un weekend liniștit. Știu că dumneavoastră toți aveți mare nevoie de odihnă. Vă mulțumesc că ne-ați fost aproape în această săptămână care a fost destul de interesantă. O seară bună! Am revenit în studio, am urmărit declarațiile făcute de prim-ministru Maia Sandu după ce Partidul Democrat a anunțat că pleacă de la guvernare, guvernul Filip își dă demisia. Am văzut că doamna Sandu a precizat că nu putea să-și dea demisia guvernul Filip pentru că a făcut-o deja cu câteva zile în urmă. Vom urmări în câteva minute și declarațiile făcute de Pavel Filip de la Tribuna Centrală din guvern, acolo unde a venit împreună cu toți membrii cabinetului de ministri Filip pentru a-și lua rămas bun din funcția pe care a deținut-o. Până atunci continuăm să discutăm cu dumneavoastră, dragi telespectatori, care ne puteți contacta. Avem deja un apel telefonic. Bună seara, sunteți la TV8, vă ascultăm. Bună seara! Vorbiți, sunteți la TV8. Da, aș vrea să dau un mesaj polițiștilor care plecau ca niște material folosit și să-ți dea seama că sunt băieți tineri, au frați, au părinți care luptă pentru libertatea Moldovei. Îi dau un demn și lui Pânzaru, duminică, să iasă în fața poporului, să-ți cea iertare de la, vreau să mă exprim mai frumos ca să nu, de la nelegiuirile care le-a făcut cu deputatul ales Andrei Năstase, în fața poporului care l-a îmbrâncit, s-a purtat foarte urât. Și vreau să spun ura pentru poporul moldovenesc, felicitări din partea mea și cu Doamne ajute înainte, înspre democrația moldovenească, o democrație, un stat de drept, moldovenească, care un stat de drept să fim, să fie toți de rând și miniștri și prim-ministri toți să fie într-o rând cu poporul moldovenesc. Mă numesc Sergiu Postolache. De unde pentru sunteți? Tot poporul moldovenesc. Pentru toată diaspora din Rusia, din toate țările europene. Bravo vouă jurnaliștilor! Toți jurnaliștii care de la TV8 au arătat toată dreptatea, au contribuit la aceea la ce am ajuns. Mulțumim mult! Vă mulțumim mult pentru apelul telefonic. Noi ne întoarcem la briefingul susținut de Pavel Filip de la Tribuna Centrală a Guvernului să vedem ce a spus domnul Filip înainte de a pleca din guvern.
Stimați colegi, dragi prieteni, v-am invitat astăzi aici, în primul rând, ca să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit să facem împreună. Pentru că ați avut încredere că putem schimba lucrurile în Republica Moldova și pentru că am schimbat o parte din ele. Am venit la guvern într-o perioadă deloc ușoară, cu o imensă gaură la buget, lăsată de criza politică și problemele din sistemul bancar. Au fost situații de criză, am muncit zi și noapte pentru a stabiliza sistemul bancar, am obținut un acord cu Fondul Monetar Internațional și am asigurat o creștere economică constantă. Am fost în situație să luptăm cu intemperiile. Ninsorile din aprilie 2017 ne-au arătat că putem gestiona eficient o situație de criză și ne putem proteja cetățenii. Am reușit să promovăm reforme importante și complicate, cum sunt reforma guvernului, reforma pensiilor, reforma fiscală sau reforma salarizării. Lăsăm în urmă și programe de care chiar suntem mândri. Drumuri bune, prima casă, salarii mai mari, pensii majorate, subvenții în agricultură. Pentru toate, banii sunt prevăzuți în buget și în continuare. De asta ne-am asigurat. Și sper că următorul guvern va păstra și va continua aceste programe. Știu deja că vor veni acuzații despre moștenirea lăsată, dar așa cum ați văzut, încăsările la buget sunt în creștere. În tot acest timp ne-au fost alături vecinii noștri, România și Ucraina. Vreau să mulțumesc Bucureștiului pentru că ne-a ajutat atunci când ne-a fost mai greu, atunci când am avut nevoie, inclusiv financiar. Niciunul dintre noi nu va uita că 4 membri ai echipajului SMURD și-au dat viața pentru a salva vieți în Republica Moldova. Mulțumesc Kievului pentru că ne-a susținut în demersurile noastre de apărare a integrității teritoriale și restabilire a controlului frontierei de stat, inclusiv pe segmentul Transnistria. Cred că am reușit să dăm dovadă de demnitate și verticalitate în toți acești ani și ne-am simțit mândri de țară atunci când am cerut de la tribuna ONU retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării și i-am declarat indezirabil pe cei care au îndrăznit să-și bată joc de țară și oamenii noștri. Poate că toate acestea și-au grăbit acest deznodământ. Cred în continuare și sper că vom ajunge în ziua în care această țară și oamenii ei își vor hotărâ singuri soarta, dar nu altcineva din afara țării. Obiectivul meu în toată această perioadă a fost să facem în așa fel încât parcursul european să devină unul ireversibil. Cu siguranță nu m-am gândit niciodată că vom ajunge să avem în Moldova o coaliție de guvernare declarată convențional pro-europeană. Am decis să ne prezentăm astăzi demisia din funcțiile pe care, potrivit legii, încă le exercităm. Am luat această decizie, în primul rând, pentru că în ultimele zile se fac presiuni enorme pe funcționarii publici, pe profesori, polițiști, medici, militari. Sunt oameni care își fac meseria și se supun țării și legii, nu unor politicieni. Nu vom fi motivul pentru care acești oameni sunt puși în oribila situație de a alege o tabără sau altă. Fac apel către toți funcționarii publici și angajații în instituțiile bugetare să-și facă în continuare meseria conștiincios. Fac apel și la următorul guvern să nu se lanseze în vendete și răzbunări împotriva celor care nu au dorit să ia partea vreunei tabere. Oamenii au fost și sunt de partea legii și a Constituției, nu a vreunui partid politic. Plecăm cu conștiința împăcată. În toți acești ani m-am condus de lege
și în ultimele zile am respectat în tocmai Constituția și legile țării, așa cum am jurat acum 3 ani când am intrat în funcție. Totodată atragem atenția că plecarea noastră nu va rezolva actualul blocaj juridic și nici nu va anula deciziile Curții Constituționale. Criza constituțională rămâne în continuare fără soluții. Sunt sigur că toți actorii politici înțeleg asta și sper că vor găsi o ieșire din situație. Mulțumesc tuturor celor care ne-au scris și ne-au încurajat în ultimele zile. Vreau să știți că decizia de astăzi nu înseamnă nici de cum că dăm mâinile în jos sau renunțăm. Vom munci în continuare pentru Moldova, doar că din alte poziții. Mulțumesc colegilor, celor care au fost alături de mine în momente complicate și au avut încredere în mine. Rămânem o echipă puternică în continuare. Mulțumesc familiei, copiilor, fraților și surorilor mele, pentru că mi-au suportat absențele și m-au susținut necondiționat. Îi doresc succes următorului prim-ministru. Această funcție vine cu o mare responsabilitate. Pentru binele oamenilor, sper că se va descurca mai bine decât mine. Vă mulțumesc mult! Am revenit în studio. Din păcate, nu mai avem timp să primim apeluri telefonice în această oră. Urmează însă știrile cu Angela Gonța, după care o nouă ediție specială cu Natalia Murar, la care veți putea telefona și veți putea continua să transmiteți mesaje. Noi încurajăm pe cei din diaspore să o facă. Sunați-ne, suntem în primul rând interesați nu doar de cei din țară, ce cred. Am auzit multe apeluri din Republică. Dar vrem să vedem și ce cred cei care se află în diasporă despre ultimile evenimente. În perioada în care am ascultat briefingul susținut de către Pavel Filip, un telespectator TV8 a venit la noi și ne-a adus aceste buchețele, acest buchețel de flori, mai multe de fapt, pentru mai mulți colegi de ai noștri. E un gest de mulțumire pentru munca pe care am făcut-o în aceste zile. Am făcut-o, dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, pentru că noi considerăm că oamenii liberi trebuie să fie bine informați. Pentru informarea dumneavoastră corectă, am transmis toate punctele de vedere, toate opiniile, tot ce s-a întâmplat în ultimele zile la Chișinău. Vom face și în zilele următoare. TV8 rămâne la datorie, criticând guvernarea, oricare va fi această guvernare, pentru lucrurile incorrecte pe care le face. Eu transmit ștafeta colegii mele, Angela Gonța, care vă așteaptă în câteva minute la știri, după care, ziceam, urmează Natalia Murar cu două ediții speciale, întrerupte de buletinul de știri în limba rusă. Vă mulțumim că ne priviți, rămâneți pe TV8!